Continuăm să prezentăm sportivii care aduc faima Moldovei. Marin Robu este tânăra speranță a halterilor moldovenești, devenit recent vicecampion mondial printre tineret. Bună seara, Marin! Bună seara! Ai cucerit 3 medalii în Republica Insulor Fiji, aur la smulți, broz la aruncat și argint la general. Mulțumit de acest rezultat? Da, sunt foarte mulțumit. Aceasta este cea mai mare evoluție a mea, cea mai mare câștig pe plan internațional care l-am avut de până acum. Și adevărul că acest rezultat este ca o gură de aer pentru halterile moldovenești. Anul acesta halterile moldovenești au ispășit suspendarea pentru dopaj. Tu ai doar 19 ani. Cum i-ai simțit pe colegii tăi în toată această perioadă? A fost foarte dificil? Ultima perioadă a fost, da, un pic mai dificilă, deoarece mulți sportivi plecau din țară pentru altă țară, se plătea mai bine, poate era mai bune condițiile, dar noi suntem, vedem un viitor foarte frumos pentru halterile moldovenești, care sperăm că se vor ridica la treapta care a fost, poate chiar mai sus. Chiar asta vreau să te întreb, dacă privești cu optimism, pentru că iată sunt schimbări și la cârma federației. Campionul olimpic Tudor Casapu și-a prezentat demisia și este interimatul este asigurat de Antonio Conflitti. În această perioadă, ai menționat și tu, au plecat sportivi, s-a retras triplu campion european Oleg Sârghi, Sergei Cechir, locul 6 de la Jocurile Olimpice de la Rio, de asemenea, a plecat. Privești cu optimism, până la urmă, în halteri, pentru că au rămas foarte puțini. Eu cred că acesta este un ciclu foarte normal, deoarece un sportiv ajunge la o vârstă oarecare, care deja este mai bine să asigure pentru viața lui. Deja sportul nu mai este o opțiune pentru el, că vine o generație mai tânără. Generația mai tânără o înlocuiește deja pe cealaltă. Și așa se întâmplă acum și la noi. Cum se par colegii tăi, noua generație? Sunt niște colegi foarte ajutători, avem problema, ajungem într-o situație foarte dificilă, noi putem să ne adresăm la ei, nu e nicio problemă niciodată, ne ajută cu foarte mare plăcere, sunt mereu lângă noi când avem nevoie. Pentru calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor bate 3 halterofili. Tu, Tudor Ciobanu și Ecaterina Kălcic. Care sunt șansele tale de a merge la Tokyo? Păi vreau să încep mai întâi să vă zic cum stă treaba la calificări. Avem 6 competiții internaționale de participare. Acolo, pentru fiecare participare, se dă un punctaj anume. Dacă nu particip deja la o competiție, este o problemă. Eu deja am participat la 3 competiții internaționale și mai sunt, urmează încă 3. Și acolo este o listă în care primii 14 vor participa la Jocurile Olimpice. Eu deja sunt pe locul 4 și dacă mă voi menține tot așa până pe primii 14, eu voi avea liber, voi putea participa la Jocurile Olimpice. Și ai văzut acum Republica Insulor Fiji, urmează campionatul mondial de seniori pentru tine în Thailanda. Este o motivație în plus că iată vezi și țări noi, cunoști oameni noi? Da, este, niciodată nu este rău să cunoști tradițiile, să guști mâncărurile lor, este foarte bine, deoarece ne învățăm și despre alte țări, alți oameni, alte culturi. Ai început să practici halterile la vârstă de 8 ani, la Nisporeni, sub îndrumarea lui Igor Bour. De 3 ani ești antrenat de Sergiu Crețu. Cum a fost toată această perioadă pentru tine? Dificilă? Da, a fost o perioadă de trecere foarte dificilă, deoarece eu am suferit o intervenție chirurgicală, m-am lăsat de sportul acesta haltere. Și n-am mai avut dorința să mă antrenez. Dar nu știu, am intrat în sala de haltere, mi-a venit dorința de a pune mâna pe haltere și am început. Am început și am început că merge foarte bine. Și cu timpul am început să avansăm, dar tot a fost foarte greu. Ultimul an a fost cel mai bun an pentru mine, aici a fost cea mai mare performanță am tot soară, dar până să ajungem aici a fost foarte multe piedici, foarte multe dificultăți. Dar acum a fost ultimul an, a fost cel mai bine. Câte ore pe zi te antrenezi? Cred că aș putea spune în sala de haltere pe zi petrec 4 ore. Dimineața 2 ore și seara 2 ore. Acum zilele astea probabil mai puțin pentru că suții bacalaureatul și ai ratat primul examen la limba română. Da, cred că îl voi da la 2 ore, nu va fi nicio problemă. Căci am învățat ceva, ne descurcăm.
ne repetăm. În timpul campionatului sau când în timpul pregătirii mai deschidem o carte, mai citim ceva, mai acumulăm și noi ceva, o informație care ne va ajuta foarte mult la BAC. Cum petreci timpul liber? Timpul liber aș putea cam spune că am un hobby. Îmi place foarte mult să joc tenis de masă, deoarece îl simt ca o relaxare pentru mine. După ce fac un antrenament foarte greu și mă simt un pic obosit, joc un pic de tenis și mă simt foarte relaxat deja. Marin, mi-ai zis că șansele tale sunt destul de ok de a ajunge la Tokyo, dar care e marele tău vis? Cred că, ca oricare sportiv, în primul rând să ajung la Tokyo, la Jocurile Olimpice, iar cel mai mare vis este să aduc o medalie pentru Republica Moldova. Dar noi îți dorim multă baftă, inclusiv și la examenul de mâine, la geografie și pe arena internațională. Mulțumesc frumos!